asociere per i diritti. Questo è uno spazio che potete contattarsi in generale in cui lasciate al proiette individuale contemporanea e mi sembra dire tra un accesso fatto tra i conoscere in cui deve avere scritto. Dacă v-am obișnuit cu prezente ale tinerilor pe cimentele de centriatelor virtuale și aceste condiții ale studenților ale, de la licență, de la masterat, așa, cred că este un moment interesant să fie și profesorilor pe cimente. Este o inițiativă a Catedrei de Pictură, a domnului Marcel Bunea, așa cu Catedrei de Pictură, și ne bucurăm că o avem alături și pe doamna rector, care, din solidaritate colegială, de profesională, de educațională și așa mai departe, este alături de noi și mulțumim pentru cred că putem să rugăm să ne spună câteva cuvinte. Am să încerc până grupa noastră a pătrat, vreau să spun câteva lucruri care poate să veni să provocare. Să gândim la tot cu toții că este un eveniment bine din cultură și eu încă dată toată catedra de cultură ne sunt împreună, așa cum s-a spus la voastră acum. Și nu cred că a fost un lucru să vă adunați și să vă hotărâți să fiți rezultatul este mai mult binevenit și cel puțin eu îl decizez ca comisem și de solidaritate pentru că îi spune împreună înseamnă să fie atent nu doar la publici și la ceilalți și în același timp este și o comunitate vizuală pentru că cei 13 artiști care reprezintă viziuni diferite, generații diferite, concepții diferite sunt în același timp 13 modele pentru școala noastră. Mă gândeam de multe ori că ceea ce nu stinge poate că de care cultură, în afară de prezența ei în prima care prezentă, este și faptul că fiecare atelier are o identitate proprie. Și asta este un semn de, până la urmă, de forță. Așa că nu cred că se poate vorbi de școala de la București, se vorbește pe drept sau pe nedrept, sau fără vorbi de școala de la Cluj, ci de modele care adresesc lecția de pictură, extrem de diferită de care universitatea noastră o poate oferi în ultimii de ani, de la icoană la imaginea digitală care este implicită. Și cred că fiecare artist prezent aici a avut grijă să fie reprezentat pe lucrări feminitative, cele care sunt pentru fiecare parte emblematice și avem tot atâta modele artiști. Asta este școala de cultură oferită în momentul de față la Academia Bucureștiană. Despre mai multe detalii aflați în catalog, pentru că avem o expoziție în fărâtă de catalog, lucru care este mai mult decât binevenit, nu de la mine, din păcate, și fiecare artist, cu tine excepții, are și o mărturie care expune cuvinte dreptul artisticatului. Și îl am cu dragul aparatul ăsta în Mitina, care este pregătit să ne spună câteva cuvinte. Eu fiind unul dintre cei care știu să mă numească foarte bine și în lume, așa că i-aș da direct poate vorbim de timp și om, ca să fim în dialog. De unde și îmi pare rău, o să ating puțin în nuanța umorului metafizic. Vă rog să-mi acceptați un scurt discurs de adio, un discurs în loc de curs pe care anticipat l-am improvizat, după cum vedeți, profitând la purtător. Mă adresez în primul rând acele părți din publicul de față care au calitatea de oaspeți de onoare. Deci, onorată asistentă, mulțumindu-vă pentru prezență,
vă rog să-mi permiteți să vă apelez și ca onorată instanță, motiv pentru care vă rog să ne judecați în perspectivă, adică de la distanță. După părerea mea, din punct de vedere didactico-pedagogic, expozanții de față nu trebuie să se considere modele picturale pentru studenți, ci din potrivă, inclusiv prin expoziția de față, pentru a se putea personaliza artistic studenții, trebuie să învețe cum să nu facă. Tot din punct de vedere didactico-pedagogic, dați-mi voie să vă citesc câteva dintre aforismele mele afișate la clasă, doar 7 dintre 365. Sub formă de moto, cele 7 aforisme, să le zicem, personale didactico-pedagogice. Cel mai concentrat, primul, e cuprins în următoarea ecuație. Talent egal caracter. De exemplu, portret nu înseamnă doar cap, a portretiza înseamnă a caracteriza, este vorba de caracterizarea unei entități psihofizice. Următor. Investiția pe care o face într-un om este direct proporțională cu dezamăgirea pe care o poate crea. Pentru mine, adevăratul student este cel care merită, dar nu trebuie să-l las repete. De ce? Pentru că repetitio pater studiorum est versus imitatio pater studiorum est. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră ca onorată asistentă, cu competență și ca onorată instanță, dacă mi-ați fi fost studenți, vă promit că v-aș fi lăsat etern repede pe această lume. Din păcate, pe mine n-am putut. Chiar dacă e adevărat că aparențele înșeală, esențele confirmă aparențele, inclusiv în artă, de la aparență la esență, prin transparență. Pentru mine, arta adevărată este o interogație ideală superioară adresată. Pentru estetica mirării, aparența exclamării, e în esență a întrebării, a interogației care devine și chintesența contemplației sau a contemplării. Și acum o foarte concentrată, din punctul meu de vedere, chiar dacă foarte mult o să nu fie de acord cu acest motto al meu, pictură egal lungul drum al boselei către culoare, de la materie la spirit. Adevăratul mesaj artistic trebuie să aibă următoarele calități. Să fie simplu, dar nu simplist, complex, dar nu complex, dar nu complicat. În ceea ce privește expoziția de față, vă invit să faceți distinția dintre a asculta și a auzi și, bineînțeles, dintre a privi și a vedea, bazându-ne pe faptul că nu toți care ascultă reușesc să audă, sau cei care privesc reușesc și să vadă. Pentru că, în concluzie personală, a auzi și a vedea înseamnă a înțelege. Punct și de la punct. Migranda Sirescu și Mirita, poate că continuă.
Oricum ar fi onorat dacă fiți fratelor virtuale ar putea să vedeți o astfel de echipă rezultată din peisajul contemporan românesc și cred că ar fi un registru complet de activități, de la cei mici până la maestria de studenții, masteranții, așa, sunt activi și sunt foarte prezenți în acest spațiu. Cred că ar fi interesant să punem în relație și opțiunile ei și marca de serviciu pe care ar fi.